Da, domnul Stoichiță vrea să vă spună ceva. Neața, domnule. Da, domnul Stoichiță. Bună, Cristian, bună. Bună, bună. Felicitări. E bună. Felicitări și nu mai asculta tot ce se spune, pentru că uneori nu trebuie să te încarci așa negativ cu ce auzi. Așa e fotbalul. Și în Italia vorbesc o grămadă rău de unii antrenori. Mă rog, are mai puțină relevanță. Dar ce vreau să te rog, pentru că eu mă uit foarte atent, am fost la toate meciurile tale, aproape la toate meciurile tale, și echipa a încercat să joace. Acum uite că are și reușit să câștige, pentru că uneori rezultatul scoate în evidență jocul echipei. Știi, chiar dacă joci bine și pierzi, atunci critici sunt de tot. Am și eu o rugăminte, să nu lui Spăcârjean, bagă-l în seamă că e un jucător cu calități excelente, știi? Ai menționat foarte multe nume de mijlocași care te-au ajutat ieri și eu în debutul emisiunii am zis lui Horia că tu ai făcut tot ce era logic să faci ca să câștigi meciul de ieri și asta s-a întâmplat. Deci pe cine să nu uite? Pe? Să aibă grijă de? De Cârjean. De Cârjean. E tânăr, e încă necopt, după părerea mea. Aruncat într-o luptă și într-un mediu în care trebuie să reziști la presiune la Rapid, că e foarte greu la Rapid să reziști, da? Ai grijă de el, că e păcat să-l pierde. Ce ați vrut să ziceți, domnul Bergodi, apropo? Are dreptate, domnul Suhisa. E adevărat, eu cu el vorbesc, pentru că cum sunt un antrenor că vorbesc cu jucătorii. I-am zis, stai liniștit, că nu ai problema. Cioè, în viața de un fotbalist că dumne este tineri, a jucat 4 meciuri din 5, el e titulare, a jucat. Adică, în spatele vetului, e un loc, știți voi, no? Antrenorii, că e un loc greu, un 4-2-3-1, e foarte important acest jucatore, no? Și normal, el e tineri, anca. Și a avut magari prime 2 meciuri bune, după mai puțin bune, dar eu nu îl uit pe Catalin, pentru că è un giocatore che ha le tecniche deosebita e spero che sicuro che gli vuoi dare la chance di asciugarsi e la cola come a volte e lui ci fa noi tre tineri buoni e poi c'è un cerco da să împarți, sigur, ai avut un mare avantaj cu Borza. Toată lumea spune că ai riscat. Tu n-ai riscat, pentru că Borza a fost cel mai bun cunoscător joc al farului din meciul de ieri, părerea mea. Nu? De-aia te-ai gândit să-l bagi. Deci Vicleanul Bergodi. Vicleanul Bergodi. Da, Vicleanul Bergodi. Vicleanul Bergodi. Cine îl cunoștea mai bine pe Mazilul decât Borza. Da, da. Înțelegi că au crescut în bine, mulțumim mult, domnul Bergodi. Succes mai departe. Vă mulțumim pentru intervenție. Zi bună. Vă salută pe toți. Mulțumim. Zi bună. Mulțumim.